sezonul răcelilor și al gripei și în momentul de rugăciune care ne stă înainte, am dorit să mijlocim pentru toți cei care sunt bolnavi. Am făcut lucrul acesta și vineri seara. Ne-am rugat pentru cei care sunt bolnavi. Sora Maia, în mod deosebit, s-a rugat pentru Alexandra. Iar la sfârșitul slujbei mi-a spus, du-te, dar neliniștit acasă, că m-am rugat pentru Alexandra și Alexandra o să se facă bine. Și așa am și fost. M-am dus acasă, liniștit. Alexandra, de 3 săptămâni, se luptă cu o răceală și cu o gripă și cu o tuse foarte agasante, care nu a lăsat-o să se odihnească și să doarmă nopți la rând. M-am dus acasă și am spus Alexandrei, vezi că sora mea mi-a spus lucrurile acestea. Asta a fost vineri seara, sâmbătă dimineața, tusea s-a oprit, Alexandra s-a simțit mult mai bine și astăzi este în mijlocul nostru. Ce vreau să vă spun este că nu sunt lucruri prea mici pentru care să nu ne rugăm și nu sunt lucruri prea mari care să nu ne aducem înaintea lui Dumnezeu. În dimineața aceasta, în mod deosebit, dorim să ne rugăm pentru sora Izabela Ghițulescu, care este acasă și este bolnavă cu pneumonie. Dacă mai știți și de alții care sunt bolnavi, vă rog să-i aduceți înaintea lui Dumnezeu. De asemenea, aș dori să continuăm să medităm la mesajul Domnului Iisus Hristos adresat bisericii. În mod deosebit, în dimineața aceasta, o să ne uităm la mesajul adresat bisericii din Smirna, pe care îl găsim în Apocalipsa, capitolul 2. Și o să citim începând cu versetul 8. Îngerului bisericii din Smirna scrie: Iată ce zice cel dintâi și cel de pe urmă, cel ce a murit și a înviat. Știu necazul tău și sărăcia ta, dar ești bogat. Și bat jocurile din partea celor ce zic că sunt iudei și nu sunt, ci sunt o sinagogă a satanei. Nu te teme nici de cum, de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii din voi, ca să vă încerce. Și veți avea un necaz de 10 zile. Fii credincios până la moarte și îți voi da cu luna vieții. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Ceea ce va birui, nici de cum nu va fi vătămat de a doua moarte. Amin. Amin. Biserica din Smirna ne stă înainte ca și un exemplu de urmat, de biserică care știe să facă față persecuției, care să trăiască în mijlocul batjocurilor și necazurilor și lipsei. Cel care vorbește, așa cum am citit, este cel dintâi și cel de pe urmă. Cel ce a murit și a înviat. Și încurajarea pe care îl transmite Domnul aici este că Dumnezeu s-a făcut om, a luat trup de om, a murit și a înviat. Și toți cei care se încred în El, toți cei care sunt în Hristos, nu vor fi vătămați de moartea a doua. Nu vor fi afectați de moartea a doua, ci vor fi împreună cu El o veșnicie. Apostolul Ioan, în Evanghelia sa, ne redă cuvintele Domnului Iisus Hristos în capitolul 11, care ne spune așa. Domnul spune, Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar muri, ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Amin. Amin. Acesta este primul gând, un gând de încurajare din partea Cuvântului Dumnezeu pentru noi în dimineața aceasta. Meditând la biserica din Smirna, aș dori care trecea prin persecuție și căruia i s-a spus că va trece prin necaz, aș dori să ne rugăm pentru biserica care trece prin persecuție azi, în zilele de astăzi. Vedeți? Imaginea completă a bisericii nu este cea pe care o redăm noi de aici, din Canada, sau din România, sau din oricare altă țară vestică în care există libertate de exprimare și libertate de practicare a religiei. Imaginea completă a bisericii este când includem și biserica care trece prin suferință. Christians in Crisis
International estimează că sunt aproximativ 200 de milioane de creștini care trec prin persecuție în ziua de astăzi. Aproximativ jumătate din ei sunt copii. De-a lungul istoriei, de când Domnul Iisus Hristos a murit și a înviat, peste 48 de milioane de creștini au fost martirizați. Inclusiv biserica din Smirna, pastorul bisericii din Smirna, la aproximativ 50 de ani după ce a primit aceste cuvinte, a fost Policar, care a fost un ucenic al apostolului Ioan. El a fost ars de viu pentru că a refuzat să se închine cezarului, a refuzat să renunțe la credința în Iisus Hristos. Acestea sunt câteva gânduri pe care aș vrea să le aducem înaintea lui Dumnezeu în dimineața aceasta. Să ne rugăm pentru biserica care trece prin persecuție. Domnul Iisus spune, fii credincios până la moarte și îți voi da coroana vieții. Acolo unde misionarii cu organizația Vocea Martirilor, înființată de Richard Durbrand, merg și ajung în mijlocul celor care trec prin persecuție, poate sunt în închisoare, poate că sunt în mijlocul altor religii care îi persecută, primul lucru pe care îl cer creștinii de acolo, știți care este? Nu au nevoie de lucruri, nu au nevoie de bunuri. Ei spun, rugați-vă pentru noi. Rugați-vă pentru noi. Asta este prima lor cerință. Și mi-amintesc de un creștin din Asia Mică care treceau prin persecuție, era foarte greu să ajungi la ei și cu Biblii și cu orice altceva, orice alt fel de ajutor. Și au fost întrebați, ce să ne rugăm pentru voi? Și lucrul pe care l-au cerut este, rugați-vă ca să rămânem tari în mijlocul prigonirii, să rămânem tari, să nu ne pierdem credința. Este exact ceea ce spune Domnul Iisus aici. Fii credincios până la moarte și îți voi da coroana vieții. Așa că ne închinăm lui Iisus în dimineața aceasta pentru că El este Împăratul veșniciei, Cel care a murit și a înviat, Cel din tâi și Cel de pe urmă. Și aducem înaintele Dumnezeu Tatăl biserica care trece prin încercare, prin necaz, prin sărăcie, prin lipsuri. Mulți copii sunt afectați datorită faptului că unul dintre soți, de exemplu, în țările musulmane, se întoarce la Domnul, celălalt nu, și automat începe prigonirea și copiii sunt la mijloc. Așa că haideți să ne ridicăm în picioare și cu gândurile acestea și rugăciune și mijlocire pentru cei care sunt bolnavi, să ne închinăm lui Dumnezeu.